incident tocant, un fost deputat a lovit cu pumnul un afacerist. Omul, la un pas de o tragedie. Reacție, nu a existat nici o lovitură. Sunt martori. Un incident tocant s-a petrecut la Bora, acolo unde fostul deputat UNPR, Numu Fontă, l-a lovit cu pumnul pe un om de afaceri din localitate. Ca urmare a loviturii, acesta s-a dezechilibrat, i-a cezut pe seceri. Ulterior, bărbatul a ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Update, reacția lui Numu Fontă, legat de incidentul care a avut loc aseară la o petrecere privată, în care sunt acuzat că a fi lovit o persoană cu pumnul, doresc să vă aduc la cunoștință faptul că nu am lovit pe nimeni. Există 15 la 20 de martori care au fost de fapt care pot confirma faptul că persoana respectivă se afla într-o stare avansată de ebrietate, încât nu putea sta în picioare. Alcoolemia poate fi verificat prin solicitarea analizelor de sânge care i-au fost efectuate la spital. Firea este una neverificată, singura perere solicitat fiind din partea persoanei care a provocat acest incident, cel mai probabil în mod intenționat pe fondul consumului de alcool, a spus Numu Fontă contactat de Stiri pe surse.ro. Eram la o petrecere privată unde era și domnul fost deputat Numu Fontă. Am discutat în contradictoriu chestiuni politice. La un moment dat m-a lovit cu pumnul în fata, m-am dezechilibrat și am cazut pe scar. M-am dezmeticit și l-am întrebat dacă ai să cere scuze. Mi-a spus că nu. Atunci am sunat la 112 și am anunțat poliția. Eu sunt la spital acum, primesc îngrijiri medicale. M-am lovit la cap și la coaste cum am cazut pe scări, a declarat omul de afaceri, informează Vasile Galea.